povestea ogorului cel roditor. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar șerui, o tânără pe nume Florentina Vrâncianu, care, în anul 2006, pășea timid pe treptele Facultății de Horticultură din Iași. Pe măsură ce învăța tainele plantelor, dragostea ei pentru natură încolțea și mai mult. Odată ieșită de pe porțile facultății, tânăra ingineră a început să cultive un vis, acela de a ajuta plantele să crească și să rodească sănătos pentru fermieri și pentru tine. În 10 ani, visul a crescut atât de mare încât a rodit în realitate în magazinul Ogorul tău. Din fermă în fermă, vestea s-a dus ca vântul și ca gândul, iar Florentina, cu învățătura ei, a reușit să cucerească inimile fermierilor. Uite așa, ogorul a crescut în lung și în lat și, pe lângă el, au rodit și alți 3 frați, ca să poată fi de ajutor și mai multor fermieri. Și am cules un cimbrișor și v-am spus așa povestea lui Ogor cel Roditor.